Adunarea Generală a Acționarilor a FC Chindia Târgoviște a luat act de demisia din funcția de președinte a lui Lorin Petrescu și cu unanimitate de voturi l-a numit în funcția de președinte pe City managerul municipiului Târgoviște, Gabriel Boriga. Nu este deloc o misiune ușoară, nu este deloc un moment bun, nu este ceea ce poate și-ar dori un președinte de club din Târgoviște, însă este ceea ce cu siguranță își dorește unul din părinții acestui club. Și când spun părinți, mă duc înapoi cu 14 ani și mi-aduc aminte cu mândrie că în anul 2010 eram unul din cei 4 fondatori ai clubului despre care astăzi vorbim ca și fiind cel mai important și cel mai iubit club din județul Dâmbovița. Gabriel Boriga, noul președinte al clubului AFC Chindia Târgoviște, are obiective clare. Este momentul în care noi toți, târgoviștenii și dâmbovițenii, putem demonstra unei țări întregi că putem să facem ceea ce toți își doresc. Putem să realizăm imposibilul. Avem o misiune imposibilă pe care împreună, vă asigur, putem să o ducem la bun sfârșit. Ce înseamnă asta? Înseamnă, în primul rând, accederea în play-off-ul Ligii a doua. Ne despar 2 puncte. Pentru unii sunt multe, pentru unii sunt puține. Gabriel Boriga a devenit noul președinte al clubului Chindia Târgoviște cu o săptămână înainte de reluarea Ligii a doua.